Antonio a făcut curat în cameră, a aranjat paturile frumos, i-a dat Mariei o cutie cu bomboane de ciocolată, cred, și a zis Maria că ce drăguțe sunt, că sunt în formă de inimioară. Apoi a vrut să-i facă masaj, dar a zis Maria că un pic mai târziu, că nu era ora potrivită. Și vorbeau despre faptul că trebuie să meargă mâine la date și că date-ul va fi undeva la paintball, jocul acela cu biluțe colorate. Nu știa Maria cu ce să îmbrace, zicea că ea are doar training alb și nu le dă voie să se îmbrace în alb. Deja Antonio își căutase ținuta, își luase ceva sport, Maria a venit cu o cămașă, niște pantaloni care nu erau chiar sport pentru că nu avea altă culoare de training. Am mers în cameră la Antonio să și aleagă altă ținută Antonio să se potrivească cumva cu ea. Zicea Antonio să împrumute ceva de la Cătălina, o pereche de colanți, și Maria a zis că nu mai vrea să ceară la nimeni nimic, să îmbracă cu ce are ea. Se gândeau că poate oricum le va da un costum, ceva să îmbrace peste hainele lor ca să nu se murdărească și cu siguranță așa va fi. Apoi s-au oprit și în living, unde erau Diana și Dani. Au stat acolo și au râs, au glumit împreună cu Dani și Diana. Au vorbit despre date-ul care urmează să fie. Spuneau că speră să fie undeva în natură, în aer liber, să nu fie ceva cu circuit închis și să se bucure toți patru de acest date.